este doliu în lumea politică din România. Un important primar PNL a fost găsit mort ieri după amiază. Este vorba de Petre Ion Barbu, primarul comunei Vințu de Jos, județul Alba, a fost găsit mort. Bărbatul era fără suflare într-o anexă a gospodăriei sale. Oamenii legii de la IPJ Alba au preluat acum cazul și fac toate cercetările pentru a se afla împrejurările în care primarul din Vințu de Jos a încetat din viață. Surse judiciare au confirmat pentru News. Reidentitatea persoanei ca fiind primarul Petre Ion Barbu. Politicianul PNL avea 57 de ani. Primarul nu mai răspundea nimănui la telefon de circa 5 zile. Cunoscuții și colegii de partid din PNL s-au îngrijorat și astfel a fost găsit trupul său neînsuflețit. Spânzurat într-o anexă a locuinței, în trecut, Petre Ion Barbu a fost obiectul unui dosar penal, însă totul părea să se fi rezolvat în mod pozitiv pentru el. Instanța respinsese, în cameră preliminară, rechizitoriul și probele cu care veniseră procurorii. Mai mult, jurnaliștii locali scriu că PNL îl nominalizase pe Petre Ion Barbu pentru un nou mandat. Putea candida din nou din partea liberalilor la primăria comunei Vințu de Jos, semn că nu avea nicio problemă în partid.